Lucian Bode le cere românilor să rămână acasă în noaptea de Paște dacă nu merg la slujba de înviere, subliniind că circulația pe timpul nopții va fi permisă doar pentru participanții la slujbele religioase. El a reamintit că în baza hotărârii de guvern adoptate pe 8 aprilie, în cazul celor care vor merge la slujba de Paște, circulația pe timpul nopții va fi permisă în intervalul orar 22-5. Ministrul de Interne a explicat că procesiunile religioase din zilele de Paște vor strânge un număr mare de credincioși, arătând că rolul forțelor de ordine va fi să se asigure că oamenii respectă măsurile de protecție sanitară și să ia cele mai bune măsuri pentru prevenirea tulburării ordinii și liniștii publice.